fiecare an, atunci când deschidem anul universitar, ne dorim niște rezultate bune, ne dorim ca cei ce intră în anul 1 să ajungă în anul 4 și cei care termină anul 4 să vină la master și cei care sunt la master să evolueze în continuare. Deci ne dorim un anumit tip de evoluție în carieră, în viitorul personal al fiecăruia dintre noi. Și sigur că urările de succes sunt niște urări normale în această perioadă. Cred însă că merită să subliniem câteva lucruri. Unul, faptul că în condițiile în care numărul de absolvenți de liceu a scăzut fizic, aceasta este demografia, în condițiile în care concurența la nivelul învățământului universitar din România și nu numai, pentru că mulți dintre absolvenții de liceu au plecat și în străinătate. Din aceste condiții am reușit să avem un număr la Facultatea de Inginerie de studenți la Brăila mai mare decât cel de anul trecut. Este un lucru pozitiv și el vine să așeze lucrurile într-un anumit domeniu al firescului. În acela de a avea la Brăila condițiile necesare pentru ca un număr cât mai mare de elevi, absolvenți de liceu, să rămână la Brăila și să învețe aici. Doi, aș spune în continuare că acest lucru ne bucură pentru că viața orașului ține foarte mult de atmosfera universitară, de existența studenților, a cadrelor didactice pentru acești studenți, de instituțiile în sine. Și domnul decan vă spunea despre colaborarea cu Brâncoveanu, dar mai sunt o serie întreagă de instituții de învățământ superior care, într-un fel oarecare, au la Brăila studenți. Și de ce să nu spunem apropierea și de Galați și naveta, să spunem, a unora dintre noi la Galați, este până la urmă un fapt de remarcat și, chiar dacă domnule Dercu zice că nu-i chiar așa, e un fapt de remarcat. Eu sunt pentru apropiere de între Brăila și Galați. Eu am fost student al Universității Dunărea de Jos din Galați. Nu s-a chemat Dunărea de Jos, dar a fost la fel student acolo. Așa că avem o anumită legătură cu Galațiul și cu ceea ce ni se întâmplă în preajmă. La treilea rând, sper ca, începând cu anul viitor, să avem, e prima dată când vorbesc despre lucrul ăsta, o investiție mare la Brăila, care va aduna peste 1000 de angajați și care va avea nevoie cu certitudine de oameni cu studii superioare. Suntem în stadiul în care vor începe lucrările, deci am trecut de momentul precontractual și alte lucruri, le-am dat o suprafață de teren, vor începe lucrările, sper ca lucrurile astea să se întâmple. De asemenea, sunt pe care de finalizare documentele pentru o altă investiție, care va însemna aceștia 200-250 de locuri de muncă și care vor fi iarăși nevoie de oameni și cu studii superioare. Deci cred că intrăm, începând cu 2015, și pe un trend ascendent în legătură cu locurile de muncă, principala problemă pe care o avem în momentul de față la Brăila. Și nu în ultimul rând, trebuie să spunem că număr de studenți mai mare la universitate. Faptul că ei vor regăsi sau se vor regăsi în instituții, întreprinderi, unități economice, sociale, culturale, etc. din Brăila, cred că va avea un impact major pe termen mediu și lung. Pentru că mai facem și locuințe, mai facem și drumuri, mai facem și instituții de cultură și toate acestea în ani, nu mâine, nu poimâine, dar în 10-15 ani vor genera o anumită o nouă generație la Brăila, pentru că fiecare dintre noi își chemează familia, are copii, deci mergem într-o formulă de genul acesta. Cred eu că sunt lucruri pe care, sau la care, trebuie să fim parteneri. Instituțiile de învățământ, în mod deosebit, cei care dau unei noi generații un nou avânt,
noi cunoștințe, noi relații, o altă socializare. Suntem în anul 2015, azi mâine, și cred că trebuie să vedem că ceea ce era valabil în 2000, probabil că nu se prea mai potrivește, nu în totalitate, cu ceea ce suntem acum. Și eu, în 2000, predam niște cursuri, într-un fel, acum lucrurile s-au mai schimbat și dumneavoastră învățați într-un fel în 2000, acum lucrurile s-au mai schimbat. Vă doresc un an bun, un an cu realizări, succes și să ne vedem cu bine după examen. La examene ne vedem, dar după să ne vedem.